Eu sunt tot aici, timpul nu m-a putut învinge, ne transmite fostul președinte al țării Ion Iliescu. E drept, nu chiar Ion Iliescu, ci personajul unui clip creat cu inteligență artificială, plasat în glumă în anul 2099. Imaginele au devenit virale. Ei, dragii mei, au trecut ultimii 100 de ani de parcă nici n-ar fi fost. Mă simt bătrân și dacă ar fi să fiu sincer, nu cred că o să mai fiu pe aici încă 200 de ani, dar cine știe. Am văzut atâtea figuri mari plecând, regele Mihai, Băsescu, Mandela și chiar și Putin la un moment dat, săracii. Toți au plecat de mult, dar eu am rămas, parcă încurcat de calendar. Fostul președinte al țării, Ion Iliescu, în vârstă de 94 de ani, a devenit prin intermediul longevității sale subiectul mai multor glume de-a lungul timpului. De data aceasta, un fotograf și artist tehnologic, Aurel Manea, a dorit să marcheze printr-un videoclip creat cu inteligență artificială timpul care pare să nu-l poată învinge pe fostul șef de stat niciodată, nici măcar peste 75 de ani, în anul 2099. Filmulețul a devenit viral pe rețelele sociale, iar autorul său a declarat în spațiul online că este rezultatul a numai puțin de 12 ore muncite. În clipul artistului, Ion Iliescu apare în formă în diverse cadre dintr-o lume a viitorului tehnologizată. Acesta povestește cum a trecut de 10 de evenimente în toți acești ani și cum timpul și-a pus amprenta asupra țării noastre. România s-a schimbat mai mult decât aș fi crezut vreodată. Bucureștiul de acum e un oraș care levitează la propriu. Străzile nu mai sunt pline de mașini, ci de drone și vehicule zburătoare. Comunismul, o relicvă digitală, amintit doar prin lecțiile de istorie pe tabletele elevilor, ca un basm de mult uitat. Ion Iliescu spune că, în ciuda tuturor schimbărilor la care a fost supusă întreaga lume, el rămâne la fel, așa cum ne-a obișnuit. Cu toate astea, eu sunt tot aici, martor la toate astea. Am văzut cum tehnologia a schimbat totul, dar parcă eu am rămas la fel. Așa că da, cine știe cât mai durează. Poate că timpul m-a lăsat pentru desert sau poate că pur și simplu nu m-a putut învinge. Dar până când o să aflăm, haideți să mai râdem un pic de toate astea. Căci la finalul zilei timpul trece, dar unele lucruri rămân.